Bună seara și bine v-am găsit la timpul nostru de părtășie 7 la 7. Astăzi o să vorbim în continuare despre viața după înviere, respectiv Galateni 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Dacă ar fi să reducem la esență mântuirea și credința noastră în Iisus Hristos, acest verset le cuprinde pe amândouă. Această afirmație a Apostolului Pavel este cheia unei vieți pline de biruință. Apostolul Pavel este un exemplu concret a ceea ce poate face Dumnezeu dintr-un om și suntem martori la schimbarea radicală care a avut loc în viața acestuia. Deși nu făcea parte din cei 12 apostoli ai lui Isus, el este numit apostolul neamurilor, fiind convertit pe drumul Damascului, unde are o revelație cutremurătoare atunci când se întâlnește cu însuși Isus Hristos. Pavel a primit mult de la Dumnezeu, a fost călăuzit de Duhul Sfânt, a alergat pentru a propovădui cuvântul și a stat drept înaintea tuturor pentru Evanghelie. Misiunea sa de propovăduire a realității învierii, de care el înainte de toți era încredințat personal, avea să schimbe lumea din vremea sa și lumea din vremea noastră deopotrivă. El vorbește celor din Galatea într-un fel personal și experimental, afirmând: calea spre biruință este lepădarea de sine. Răstignirea lui Hristos este răstignirea a tot ce eram noi, niște copii căzuți ai lui Adam. Cine era Pavel înainte? Evreu dintre evrei din seminția lui Beniamin, după lege fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii. Însă Dumnezeu i-a ieșit în cale și nu mai a fost niciodată la fel. El a intrat într-o viață de biruință. Și biruința este Iisus Hristos. Versetul din Galateni 2:20 ne arată cum putem beneficia de ceea ce a făcut Iisus. Prima condiție pentru a intra în această stare de biruință este arătată în cuvintele: am fost răstignit împreună cu Hristos, iar a doua condiție: și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu. Împlinind aceste două condiții, Hristos a devenit pentru Pavel biruința, dreptatea, sfințirea și răscumpărarea lui. Toate acestea pot fi ale tale în Iisus Hristos. Ca să trăiești viața de înviere, în prisma a ceea ce am citit mai sus, trebuie să fii răstignit împreună cu Hristos, metaforic vorbind. Trebuie să răstignești dorințele tale, gândurile tale, sentimentele tale cele firești. Deci mori ca să trăiești și ca Iisus Hristos să-și poată trăi El viața Lui în tine. Noi toți știm că odată născuți din nou, suntem mai Lui și omul nostru, cel nou, slujește Lui Dumnezeu. Căci firea pământească nu poate să fie reînnoită sau schimbată. Viața mea nu mai este a mea. Iisus este sursa ei. Am înviat din morți pentru că El a înviat din morți. Moartea mea a fost moartea Lui și sunt unit cu El în credință. Coloseni 3:3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Așa cum suntem uniți cu El, viața noastră este în siguranță și în grija Lui. Drept urmare, suntem părtași cu El și El cu noi. Roman capitolul 6. În Roman capitolul 7, versetul 18, citim: știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea pământească, dar Dumnezeu Tatăl a osândit păcatul în firea pământească. Roman 8:3. Dar cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, ca să poată sluji în credință în Iisus Hristos. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile neîndăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1. Credința este cheia pentru a primi tot ce are Dumnezeu pentru tine. Scriptura este plină de miracole și lucruri mari care s-au întâmplat datorită credinței. Prin credință Avram a adus ca jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Prin credință Ilie s-a rugat și n-au mai plouat 3 ani în Israel. Prin credință Moise a trecut poporul prin Marea Roșie. Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, s-au vindecat de boli și au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Și exemplele ar putea continua. Ori de câte ori ne rugăm pentru cineva sau cerem lucrurile lui Dumnezeu, El răspunde potrivit credinței noastre.
Credința poate crește și poate fi măsurată. Așa cum Iisus ne-a spus, dacă ați avea credință cât un pop de muștar, ați putea muta munții. În această perioadă, când întreaga lume se confruntă cu o situație fără precedent, avem nevoie de o credință care să mute munții. Însă noi nu vrem să mutăm munții, ci să-L mișcăm pe Dumnezeu, ca El să intervină și voia Lui să se facă. Dacă în acest timp unii își pun încrederea în oameni, noi vrem să ne încredem cu toată ființa în Dumnezeu, să lăsăm Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în noi și să acționăm în credință. Frica și îngrijorarea nu vin de la Dumnezeu și au fost înfrânte odată pentru totdeauna la cruce. Așadar, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Amin. Așa cum ne rugăm, Tată, îți mulțumesc pentru biruința care o avem în Iisus Hristos. Biruința care El a câștigat-o la cruce. Noi intrăm pe deplin în acea biruință, în credință, în Fiul Tău. Doamne, și în acest timp, Doamne, mă rog, Doamne, ca fiecare să fie plin de credință și mă rog ca toți să fie una în Tine. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.